ziua! Bună ziua! Suntem în Vărăgan, în județul Ialomița, într-un an, din păcate, cu secetă extremă și totuși cultura asta arată foarte bine. Vă rog să-mi spuneți cum vă numiți și unde suntem. Numele meu este Cristacheana Maria și suntem în cadrul fermei Crisagro. Ne aflăm într-o cultură de floarea soarelui, care ocupă aproximativ 100 de hectare. Cultura arată foarte bine față de alte regiuni. Aici avem hibrizi de la BASF, hibrizi care sunt Dracaris Clearfield Plus, Acordis Clearfield Plus, Aluris Clearfield Plus. Avem un nou hibrid care se numește Insan 222 Clearfield Plus, hibrizi BASF cu potențial destul de bun de producție și aici arată excelent. Puteți să ne spuneți ce tehnologie ați folosit în această parcelă? În primăvară au fost administrate îngrășăminte complexe, după care semănatul s-a realizat cu microgranulate, erbicidarea s-a realizat cu pulsar în stadiul de 4 frunze, după care la o săptămână a venit cu un fertilizant foliar pentru a ajuta un pic ieșirea din stres. A fost aplicat fungicidul Retengo, în doză de 1 litru la hectar, împreună cu un fertilizant pe bază de bor. Ce ați observat în prima perioadă de vegetație la hibrizii noștri? Încă de la răsărire, vigoarea a fost foarte bună. Încă din faza de cotiledoane, uniformitatea și vigoarea plantelor a fost una excelentă. Pe tot parcursul vegetației nu au apărut boli, cum ar fi mană sau altceva. Mi-a plăcut foarte mult evoluția plantei în vegetație. Da, în general, hibrizii noștri sunt foarte toleranți la boli, sigur, în funcție de hibrid și aplicarea Retengo. Da, sigur că corect. A ajutat foarte mult. Ce alte caracteristici ați observat pe timpul perioadei de vegetație la ei, comparativ cu alți hibrizi pe care i-ați mai cultivat? Am observat o polenizare completă a caleatidiului, o rezistență foarte bună la condițiile de secetă și vigoare în general. Aproximativ, cam ce producție estimați? Eu sper și tind să cred că va fi undeva la peste 3 tone pe hectare. Ați observat probleme după aplicarea produselor de protecție a plantelor a hibrizii noștri? Nu, sunt foarte toleranți, absolut nicio problemă. Vă doresc un an foarte bun, să aveți ploi cât mai multe de acum încolo și să vindeți bine producția. Mulțumesc! BASF. We create chemistry.